A durat foarte mult timp până când am putut să-mi asum un proiect și să fiu responsabil și pentru conținut ca regizor. Până atunci am făcut cam toate meseriile din domeniu. Am început ca sunetist, după operator, dar ușor, ușor m-a preocupat mai mult conținutul și am început să scriu și eu scenariile mele și să mă gândesc la filmele mele și la personajele care mă inspiră. Eu sunt copil de exilanți și am de la vârsta de 6 ani până la 18 ani, petreceam câte 2 ani într-un oraș, într-o țară. Schimbările astea m-au marcat cumva, pentru că pe de-o parte mă adaptez foarte ușor în situații noi, pe cealaltă parte, sigur că a avut de suferit poate treaba aia cu înrădăcinarea, cu recunoașterea unui loc de care să aparțină. Când am fost la antrenament într-o zi așa oarecare, am schimbat sala și am cunoscut pe oamenii ăștia acolo în sală și m-a fascinat așa relația strânsă pe care o aveau și încrederea pe care o arătau așa unul în celălalt. Da, având în vedere că m-a atins pe undeva emoțional, sunt convins că relația frumoasă pe care am văzut-o între maestru și discipol se poate declina, poate, la relația pe care o are un tată cu un fiu și atunci probabil că de acolo s-a amplificat interesul pentru acest subiect. Simt că purtam așa o povară mare după mine și acum, după ce am avut premieră și acum cu proiecțiile astea frumoase de la Astra, în care publicul este impresionat de acest film, mă simt, în primul rând, ușurat, dar și foarte împlinit, așa, profesional. Am stat, nene. Am stat foarte mult și degeaba, știi? Dar a fost parte din proces. Dacă n-aș fi stat degeaba, nu știu câte nopți, prin Chitila sau după ei, sau să fac toate drumurile cu ei, cu autobuzul până acasă și să mă întorc cu ceva din Chitila, nu m-ar fi acceptat probabil atât de mult. Și a fost un exercițiu de, apropo, meditație, așa, un zen, cumva să-ți dai seama că ziua de azi ai stat, ai filmat 6-7-8 ore, ai adunat 7-8 ore de material și să știi tu în sinea ta că a fost degeaba. Și a doua zi, totuși, să te duci cu bunăvoie și cu încredere și așa. Ieșeam dintr-un proiect greu sau dintr-o relație grea, de fapt, și a fost și pentru mine o medicină așa, să mă arunc în treaba asta și să mă pierd în ea și să nu-mi pese de timp sau de investiția personală. Știi? A fost ca un leac, să zicem. La început erau pentru mine două opțiuni. Va ajunge și va câștiga sau va ajunge și va pierde. Aveam un plan și pentru cealaltă variantă, în cazul în care ar fi pierdut. Deci nu mă preocupa foarte mult victoria finală sau înfrângerea. M-a preocupat lupta pe care o au ieșit și efortul pe care îl fac să ajung acolo. Nu este un secret că, de fapt, toate sistemele de la noi sunt subevoluate, da? La noi, ca să devii campion, devii cumva în pofida ajutoarelor, așa zise, ajutoarelor din sistem.